Blândețea și bunătatea în relație cu ceilalți, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a treia. Bine v-am găsit, dragi elevi! În clipul de astăzi vom vorbi despre blândețe și bunătate manifestate în relație cu ceilalți și vom descoperi împreună că blândețea, bunătatea și iertarea sunt semne ale chipului lui Dumnezeu în om. Că Tu, Doamne, bun și blând și mult milostiv ești! Blândețea. Să fii blând e lucru mare și nu este o întâmplare, ci strădanie și har dat de Dumnezeu în dar. Dragii mei, cum știm dacă suntem blânzi? Dați câteva exemple. Aveți dreptate. Suntem blânzi când dăruim, când vorbim frumos, când avem un cuvânt de mângâiere, când prețuim tot ceea ce are viață. Cuvintele frumoase sunt un fagure de miere, dulceață pentru suflet și tămăduire pentru oase. Vouă vă place să stați în preajma oamenilor blânzi? Cum vă simțiți când cineva vă vorbește blând și vă spune cuvinte frumoase? Voi ați putea să faceți și pe altcineva să se simtă la fel de bine? Mântuitorul Hristos a arătat blândețe prin toate minunile și pildele sale. El ne spune: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Bunătatea. Dacă mângâi cu un cuvânt un alt om, devine blând și așa la rândul lui ia din darul Domnului. Ați întâlnit un om bun? Cum se manifestă el? Un om bun primește fiecare întâmplare cu seninătate. El răspândește în jurul său frumusețe și pace. Cum putem păstra blândețea și bunătatea? Un răspuns blând domolește mânia, un cuvânt aspru ațâță mânia. La temelia blândeții și bunătății stă dragostea. Fiecare din noi poate păstra sau pierde aceste daruri după viața pe care o duce. Blândețea o pierdem când ne mâniem, iar prin mânie provocăm supărare celor din jur. Bunătatea o pierdem când suntem egoiști și ne gândim doar la noi. Ca să nu pierdem blândețea și bunătatea, este nevoie să iertăm din toată inima pe cei care ne greșesc sau ne socotesc faptele noastre. Mântuitorul ne spune: de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertă-vă și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar în rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul ne îndeamnă să cerem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iertarea este cea care vindecă de mânie și furie. Îndemnuri pentru micul creștin.
Să fii blând cu toți cei din jur. Să fii bun cu toată lumea. Să ierți cu dragoste. Să nu te mânii. Să nu fii violent. Poți da și alte exemple. Alege 3 îndemnuri și notează-le în caiet. Să reținem. Blândețea, bunătatea și iertarea sunt semne ale chipului lui Dumnezeu în om. Ne vindecăm de mânie și furie prin iertare. Un om blând și bun este un om frumos. Mântuitorul Hristos este un model viu de bunătate, blândețe și iertare. Ne jucăm și exersăm. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva acestora nu există lege. În șirul următor, literele s-au amestecat. Unele cuvinte se regăsesc în textul de mai sus. Le poți descoperi? Acestea sunt dragostea, încrederea, blândețea, credința, iertarea. Foarte bine! Ai reușit! Depus la suflet. Prin blândețe și bunătate veți câștiga inimile oamenilor, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Webografia imaginilor.